Karma. Ah. Gândește-te în felul următor. Legătura dintre mine și tine este următoarea. Este exact legătura între tine și GPS. Te-ai dus într-un Ah. oraș străin, te iei și urmezi instrucțiunile GPS-ului. Ok? Bun. Iar acum, ia-te rog frumos ochelarii tăi și consideră că este partea ta conștientă. Ia-o și lasă-o deoparte pe timpul acestei terapii. Foarte bine, Carmen. Îmi dai voie să te hipnotizez? Da. Iar acum, inspiră aer în piept, ține-l câteva momente, după care expiră-l foarte ușor. Foarte bine. Mai repetă exercițiul ăsta de încă 2 ori, iar când ești gata să-mi spui, da. foarte bine. Și deja observă cum respirația ta a devenit mult mai regulată față de acum câteva secunde de când a început. Iar acum, Carmen, arată-mi, te rog frumos, cu mâna ta stângă sau dreaptă, unde crezi că este situat viitorul tău. Foarte bine. Iar acum arată-mi, te rog, unde crezi că este situat trecutul tău. Ok. Ceea ce vreau acum este să unești aceste 2 puncte, viitorul și trecutul tău, prin timpul prezent în care ești tu acum. Iar după ce ai făcut-o, să-mi spui. Da. Foarte bine. Prin ce ai le-ai unit? Le-am adus la un punct care Cum arată acel punct? Ce culoare are? e roșu. Iar acum ridică-te deasupra lor și privește-le de undeva de sus. Da. Bun. Iar acum, din momentul prezent spre trecutul tău, vreau să pui anumite borne. Aceste borne pot fi reprezentate prin ce vrei tu. Sunt doar, reprezintă doar anii spre trecutul Da. tău. Foarte bine. Iar acum eu o să număr de la 1 la 3 și tu, înainte de 3, vei începe să te duci înapoi în trecutul tău, până la vârsta ta de sub 5 ani. Când ajungi în acel moment, ceva sau cineva îți va atrage atenția, iar tu îmi vei spune 1, 2, 3. Nu văd decât o fotografie, dar asta o aveam în cap. Ok. Cum vezi acea fotografie? Nu e fotografia mea și sunt râd și țin bulgăre de zăpadă în mână care vreau să-l arunc spre cineva care îmi face fotografie. Perfect. Spune-mi, te rog frumos, cum simți acel bulgăre de zăpadă din mâna ta?
Nu simt. Văd numai fotografii. Ok, dar dacă ai simți, cum ai simți acel bulgăre de zăpadă? Umed. Foarte bine. Și în cine vrei să-l arunci? În tata. Cum este îmbrăcat tatăl tău? Are o haină de piele lungă, mică pe din nou, Da. maro pe din nou. Ok. Și în picioare ce poartă? Nu știu, parcă ar fi niște bocanci. Super. Ce culoare sunt? Maro. Bun. Iar tu ce porți în piciorușă? Cizmulițe. Ce culoare? Parcă ar fi gri. Bun. Iar pe căpuț ce ai? Mamă, căciula de plomă. Bun, Carmen. Iar acum, revin înapoi în timpul prezent de unde îți vorbesc eu și când ajungi să-mi spui. Da. Bun. Iar acum, Carmen, vom merge în alte nivele mult mai profunde ale acestei transe. Aceste nivele eu le voi numi nivelul A, nivelul B și nivelul C. În câteva momente o să încep să număr de la 1 la 3, iar tu la 3 vei coborî spre următorul nivel de profunzime. Când ajungi acolo, oricât de greu ți va fi să pronunți litera acelui nivel, eu voi spune 1, 2, 3. Ah. Foarte bine, Carmen. Ești de 10 ori mai relaxată. Simte, privește, percepe această relaxare profundă ca pe o lumină aurie care îți străbate tot corpul, din creștetul capului până în vârful picioarelor. Și în același timp îți relaxează profund tot corpul tău, celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. Iar acum o să număr din nou de la 1 la 3, iar la 3 vei păși în următorul nivel de profunzime. Când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui litera acelui nivel. 1, 2, 3. B. Foarte bine, Carmen. Ești încă 20 de ori mai relaxat. Simte, percepe această relaxare ca o mantie aurie care ți înfășoară tot corpul și ți-l relaxează profund. Și cu cât te relaxezi mai profund, cu atâta te simți mai bine. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te relaxezi mult mai profund. Iar acum o să număr din nou de la 1 la 3, iar la 3 vei păși spre următorul nivel de profunzime. Când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui nivel. 1, 2, 3. Foarte bine, Carmen. Ești foarte relaxat. Simți această relaxare profundă, cum îți învăluie tot corpul, iar acum corpul tău este greu și relaxat, picioarele tale sunt grele, mijlocul tău este greu, spatele e greu, pieptul este greu, burta și stomacul, brațele, gâtul, capul, tot corpul tău este greu, moale și relaxat. Iar acum vom merge în alt 3 nivele de profunzime. Le voi numi nivelul 1, nivelul 2 și nivelul 3. În câteva momente eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 tu vei păși în următorul nivel.
Și când ajungi acolo, îmi vei spune ce face lui nivel. 1, 2, 3. Un Foarte bine, Fabio. Cum te simți? Bine. Cum îți simți corpul? Greu, moale, ușor? Puțin rece. Ok. Iar acum o să număr din nou de la 1 la 3, iar la 3 vei păși în următorul nivel de profunzime. Când ai ajuns acolo, toată senzația de răceală va dispărea, iar tu îmi vei spune cifra acelui nivel. 1, 2, 3. Nu. Poftim? Doi. Foarte bine. Ești de 50 de ori mai relaxată. Simte această relaxare. Cum îți îngreunează tot corpul, ți-l îngreunează, ți-l relaxează, iar tu te simți foarte bine. Iar acum o să număr din nou de la 1 la 3, iar la 3 vei păși spre următorul nivel de profunzime. Când ajungi acolo, trebuie doar să îmi spui litera acelui nivel. 1, 2, 3. Foarte bine, Carmen. Simți cum această relaxare îți învăluie tot corpul, exact ca și cum o lumină caldă, plăcută, îți învăluie corpul, te protejează și te face să simți dragoste și iubire. Iar acum vom merge în cele mai profunde nivele ale relaxării tale. Acestea vor fi nivelul A, nivelul B și nivelul C. Eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 vei păși spre următorul nivel de relaxare, de profunzime. Când ajungi acolo, oricât de greu îți va veni să vorbești, oricât de greu îți va veni să îmi spui, îmi vei spune litera acelui nivel, chiar dacă simți că ți se lipește pe buze. 1, 2, 3. Foarte bine. Percepe, acceptă, simte această relaxare cum te învăluie din creștetul capului până în vârful picioarelor. Iar acum o să mergem spre următorul nivel de relaxare. 1, 2, 3. Foarte bine, Carmen. Simți cum te afunzi din ce în ce mai mult. Este exact ca și cum te-ai afunda într-o energie caldă, într-o energie luminoasă și te simți foarte bine. Cu cât te simți mai bine, cu atâta vei fi mai relaxată. Cu cât ești mai relaxată, cu atâta vei simți mult mai bine acea lumină, acea căldură care te înconjoară. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 vei păși în cel mai profund, în cel mai adânc nivel al acestei relaxări. Vei trece de o ușă luminoasă și vei intra în camera ta de siguranță, unde nimeni și nimic nu poate să-ți facă niciun rău. Când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui litera acelui nivel. 1, 2, 3. Foarte
Cum te simți? Bun. Descrie-mi acea cameră de siguranță a ta. E prima de o lumină. Da. Nu. Ok. E. Totul e nou. Adio. Foarte bine. Cum te face să te simți în acea cameră? Liniștit. Bun. Există o masă și scaune în acea cameră? Nu. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3, când o să te uiți în dreapta ta, o să vezi o masă cu niște scaune. După ce le vezi, să-mi spui 1, 2, 3. Da. Câte scaune sunt la acea masă? Trei. Foarte bine, Carmen. Iar acum vreau să te pui pe unul dintre scaunele acelea și să chemi mental să vină cauza problemelor tale cu somnul. Iar când vine, să-mi spui. A venit. Da. Cine sau ce a venit? Ceva care se numește teamă. Ceva care? Se numește teamă, frică. Bun. Spune acelei frici să ia loc cu tine la acea masă. Nu e minima mea acum. Spune-i, transmite-i mental să se deconecteze total de corpul tău energetic și fizic și să ia loc la masa aceea lângă tine. Poftim. Am așezat-o eu, parcă tot mai ține de inima mea ceva, ca niște. Ok. Cum dorește această frică să o numim, ca să putem să discutăm cu ea? I O X. IOX, da? Da. Bun. Mai las să vorbesc cu ea? IOX, mouse? Ce vrei? Să te cer în căsătorie. Ce zici? Accepti? Lasă prostii. Dar nu sunt prostie, eu vreau să-ți propun ceva. Ce vrei? Să vii la mine, să fii cu mine,
Vrei? Este indiferent. Poftim? Mi este indiferent. Ok, super. Vin la mine atunci. Da, de ce? Bun, te aștept. De cât timp ești cu Carmen? Dintotdeauna mai mult sau mai Și acest dintotdeauna, de când a început? de când o știu. Și de când o știi? De când era o floare. De când erai? De când ea era o floare. O floare? Super! Când era Carmen o floare? Când a fost o floare? Când a venit ca o sauns. Când s-a întâmplat acest timp? Nu pot să spun un an. De ce? Foarte bun. Ok, Nu era pământul așa. spunem în teorie atunci. O sută de milioane de ani. 100 de milioane de ani. Super. Deci, vezi, nu ai fost dintotdeauna cu ea. De ce ai ales-o pe Carmen? E frumos. Și ce vrei de la ea? Energie lui. Ce floare a fost Carmen? Ca o margare cu petale capitelare. Ce Mo. În tot acest timp, ce probleme ai cauzat lui Carmen? Atacuri de panică. Da. Ce aveai tu de câștigat din aceste Ne atacuri? eliberează energie. Și energia ei mă. Bun. Ce tip de entitate ești tu? Sunt în categoria aceea care voi o numiți demon. Dar noi nu le considerăm bine. Da. Facem parte dintr-o altă organizație secretă. Dimensiune, să spunem. Altă creație. Ok. Altă creație. Perfect. Lasă-mă cu Carmen. Carmen? Da. Mai vrei această prințesă să fie cu tine, în tine și pe lângă tine? Nu vreau, da. Dar? Parcă este o simbioză. Ok. Dacă eu nu... nu vreau să plece. Ok. Atunci transmite-i mental că din acest moment orice pact, contract sau înțelegere ați avut, tu le rupi.
și îl văd pe ele în față și să-mi spui ce face sau ce zice. Râde pentru că mă întreabă dacă mai mi-aduc aminte ce contract am semnat sau doar râde. Este neimportant. Atâta timp cât tu ai rupt tot ceea ce înseamnă o înțelegere scrisă sau verbală sau de oricare tip cu această entitate, ea trebuie să se supună voinței tale și să plece printr-un portal unde vrea el sau ea și să nu se mai întoarcă niciodată la tine. Transmite toate aceste vorbe. I-am deschis un portal Da. eu Ok. și îl invit să plece. Am ars acel contract mai bine Bun. și strâng cenușa și o pun într-o funguță Da. și o dau în mână și prin portal. S-a închis portalul. S-a închis portalul. Ok. Cum te simți? Sunt în camera mea, pe scaunul la mijloc, Da. simplu. În inimă, simt. Ca un bol. Ok. Nicio problemă. Chiar nu și pe mine acolo. Ai venit ca îngerul acela care l-ai pe Skype. Da. Imaginea aceea o ai. Ok. Atinge-mă, citește-mi informația de mine și fii sigură că sunt eu. Da, ești. Perfect. Transmite-mi acum să măresc nivelul vibrațiilor până la 100 de infinități infinite. Da, ești un curcubeu. Poftim? Ești ca o spirală, ca un curcubeu. Bun. Iar acum transmitem să scot, să desfac acea plasă energetică aurie. Care plasă? Transmitem mental să desfac, să deschid acea plasă aurie și spunem ce se întâmplă. S-a întins așa ca o galaxie, ceva, nu știu, Ok. auriu. Perfect. Treci prin acea plasă și spunem ce rămâne în urma ta. Ca un fel de frunze gri-negre. Toate acele frunze, strângele și punele într-o sferă energetică creată în palma ta dreaptă. Da. Iar acum deschide un portal cu o gură spre tine, iar a doua gură direct în soare. Da, e ca un tunel. Și aruncă acea sferă prin acel portal. Da. Super. Cum te simți acum? Mulțumesc. Foarte bine.
Care este nivelul vibrațiilor tale? 85.000. Transmitem, să-ți pun o mână pe frunte și una pe ceafă, să te energizezi suficient de mult, astfel încât fluxul de energie să treacă prin creier și coloană în tot corpul și să-ți desfunde, să-ți elibereze toate chakrele și să-mi spui ce se întâmplă. La nivel fizic simt o ușoară vibrație în coloana vertebrală spre mijloc. La nivel ezoteric văd cerculețe de lumină, nu sunt cerculețe, sunt ca niște spirale de lumină, cred că sunt chakrele, dar eu ca corp energetic nu mă văd numai cum să învârtesc răguțe Da. într-o linie dreaptă. Ok. Transmitem acum să-ți măresc nivelul vibrațiilor până la valoarea de o infinitate și să-mi spui ce simți. Simt că acum cred că am văzut corpul meu energetic care este ca în filme, ca o zână din aceea, ca un corp de lumină așa alungit, Da. ca la Nereidă, nu știu cum se cheamă. Și este alungit și este strălucitor, alb argintiu spre transparent, foarte bine. Ceva frumos. Dar nu e foarte mare, așa, deci că e un spiriduș, ceva frumos. Super. Și cum te simți? Foarte frumos pentru că am sentimentul de zbor, de libertate. Mergi și zboară puțin sau hai să zburăm împreună și spunem unde ajungem. Trecem printr-o rețea. Este o rețea, cum să spun, deci ca o masă de șah, dar cu foarte, foarte multe circuite colorate, roșii, albastre, galbene, lumini, multe, multe, multe. Trecem prin această rețea. Parcă zici că tot universul este împânzit de rețeaua asta. Da. Am trecut prin acest lucru și acum suntem undeva. E ciudat ce o să spun, dar așa văd Da. un întuneric luminos. Știu că o să se audă ciudat, dar așa e. Nu. Adică e întuneric, e bine, dar eu văd bine. Mă mișc ușor și pentru mine e luminos. Super. Cum te simți în acel loc? Foarte bine. Bun. Când vrei să E ca plecăm de... și când am lăsat în spatele nostru foarte mult. Nu mizerie, ceva așa rău, nu știu. Aici e bine. Super. Când vrei să plecăm din acel loc, să-mi spui. Unde vrei să mergem? Vreau să mergem în trecut, pe pământ, în anul 1941. Vreau să În mergem ce loc?
în Germania nazistă și vreau să-mi spui ce vezi, cum a fost construit și cum a fost distrus cea mai puternică navă de război germană, pe nume Bismarck. Nu cred că văd o stradă. Da, mergi pe acea stradă. Copii care sunt îmbrăcați în haine cenușii cu șapcă, Da. parcă ar fi între două compartamente, ceea ce văd, sunt grăbiți. Ok. Cu niște nume, cred că ar fi numele lor ceva, nu țin de mânuță. Da. Parcă ar fi între două compartamente. Ok. Iar acum eu o să număr de la 1 la 3. Iar la 3 vei fi exact deasupra acelei mări, acelei ocean, unde s-a dat acea bătălie între Bismarck și flota royală a Angliei. 1, 2, 3. Nu, eu Dar, nu dar, aud, nu mă da. niște zgomot, așa ca de bombardament, dar nu Ok, perfect. văd. Ia, dacă văd ceva, nu este din epoca asta. Dar dacă ai vedea, atunci ce ai vedea? Ce Dacă imagine? aș vedea, aș vedea, distrugerea de după ce au fost aruncate anumite clădiri. Da, foarte bine, continuă. Nu știu însă unde este locul, pentru că pe același loc parcă s-a mai dat o bătălie altă dată, pentru că văd îmbrăcați soldații britanici în uniformele care erau în vremea reginei Victoria. Da. Se suprapun imaginile și nu pot să Super, nicio problemă. Schimbă puțin unghiul din care vezi. e mai puternică imaginea aceea cu soldații Ok. roșu, albe, Nicio problemă. decât imaginea cu uniformele războiului. Bun, urmărește acea imagine mai puternică și spune-mi ce vezi. Sunt un cu totul și cu totul alt loc. În E ce? o bătălie în ramală care s-a dat Cum? E o bătălie navală care s-a dat între britanici și francezi. Ok. Cine a câștigat? Britanici. Britanicii. Ce au scufundat britanicii?
Nu știu, dar am bine am studiat la Milano în Iași. Bun. Merge acum în data de 24 mai 1941 în strâmtoarea Danemarcei. Și spunem ce observi acolo. Niște oameni care stau pe cum să spun eu, cum sunt danele de la și beau ceva din niște niște Foarte, foarte bine. Iar acum mergi 3 zile mai în față, în data de 27 mai 1941, exact deasupra Mării Nordului, unde ești acum. Niște submarine se pregătesc ce e Ok. asta? Două sunt. Între toate acele submarine, vezi un distrugător foarte mare, o navă de război, un distrugător. O navă, nu știu ce este distrugător, dar o navă mare de război este ca un vapor mare. Foarte bine, Carmen. Acela este Bismarck. Nu știu, nu pot să scrie ceva pe ecran. Aceea a fost ziua în care a fost scufundat. Dă-i timpul înainte cu câteva ore până când începe bătălia navală. Ceea ce văd eu este un, nu știu ce este asta, e o gaură imensă în care e intrava, e după impact. Da. Și văd panică în oameni care unii se înneacă, iar alții sar nu știu cum se cheamă, punte, cum se Da. cheamă. Este un haos. Nu-mi place aici. Vrei să Nu mă plecăm? simt aici. Ok. Da, nu-mi place. Bun. Nu, e prea multă violență. Nu suport. Bun. Ok. Bun. Revin acum în timpul prezent de unde îți vorbesc. Da. Cum te simți? Un pic agitată. Unde este situată acea agitație în corpul tău? Aici, aici. Foarte bine. Cu mâinile tale energetice, Carmen, vreau să le bagi în tine, să scoți acea energie și să o transformi în iubire. Am transformat într-o floare roșie și acum simt. Perfect. Te simți mai bine? Da, categoric. M-am încălzit. Foarte bine, Carmen. Iar acum te voi ajuta să înveți tehnica relaxării profunde, care este foarte importantă pentru reducerea stresului, pentru gestionarea stresului și, în mod general, pentru sănătate și stare de bine. Iar acum, fiind într-o poziție relaxată, concentrează-ți toată atenția la aceste instrucțiuni. Inspiră profund și când expiri, simți cum corpul tău începe să se relaxeze, să se distindă. Lasă-te cuprins de acest sentiment de liniște, o senzație plăcută, agreabilă, de confort și relaxare, Carmen. Acum,
Concentrează-te asupra corpului tău și fii atent la senzațiile, semnalele pe care ți le transmite. Găsește locul sau mușchiul cel mai tensionat sau încordat și permite-i să relaxeze. Lasă toți mușchii din corpul tău să se destindă și să devină tot mai moi. Iar acum concentrează-te asupra vârfului capului și permite senzației de relaxare să înceapă de acolo, să se răspândească în jos, în tot corpul tău. Lasă toți mușchii aceia mici ai scalpului să se relaxeze. Lasă mușchii frunții tale să se relaxeze. Concentrează-te special asupra frunții tale și simte cum mușchii de pe fruntea ta se distind foarte ușor. Simte cum sprâncenele tale coboară și ploapele tale devin foarte grele. Lasă toți mușchii de pe ceafă să se relaxeze complet. Imaginează-ți că urechile tale se alunecă în jos sub propria lor greutate. Relaxează mușchii maxilarului și lasă maxilarul să cadă ușor. Nu încerca să deschizi sau să închizi maxilarul, ci lasă-l liber. Acum toți mușchii feței tale și mâinilor tale s-au distins, sunt foarte relaxați. Acum mușchii gâtului tău se relaxează, mușchii umerilor tăi devin grei. Lasă senzația de relaxare să se răspândească în jos către mușchii pieptului și a omoplaților. Poruncește acestor mușchi să se distindă. Nu mai ai nevoie de acei mușchi acum. Lasă mușchii umerilor să se distindă complet și brațele și palmele și coapsele tale. Iar acum sentimentul de relaxare se răspândească în tot pieptul tău, în mușchii spatelor, ai brațelor. Stomacul tău se va lăsa puțin pe măsură ce mușchii stomacului se distind. Relaxează acum toți acei mușchi de pe spatele tău, acum relaxează mușchii mari ai coapselor, lasă să se distindă complet, iar acum lasă gleznele libere și distinse, lasă-le să relaxeze. Lasă senzația de greutate plăcută și căldură să crească de la sine. Constată doar procesul și încurajează. Acum lasă senzația de greutate și căldură să răspândească în picioarele tale. Concentrează-te asupra senzației din picioarele tale. Permite-le să devină foarte, foarte grele, foarte grele, foarte calde. Brațele și picioarele tale sunt grele și calde. Întregul tău corp este profund relaxat și tu te simți doar o senzație de relaxare plăcută și de greutate. Acum observă în continuare acest proces al respirației și începe să numere respirațiile pe măsură ce se petrec. Când se apropie prima respirație, fii atent la ea și auzi cum rostești în mintea ta 1. Așteaptă cu răbdare următoarea respirație și numără 2. Continuă așa până ajungi la 25 și nu lăsa alte gânduri să te distragă. Acum ești complet relaxată și te poți întoarce la această stare de liniște ori de câte ori vei vrea. Observă câteva clipe această stare de relaxare din tot corpul tău și ține-o minte cât de bine poți tu. Memorează acest sentiment pentru ca târziu să-l poți rememora și să te poți relaxa în voie. Iar acum, înainte de a reveni la starea de vigilență și la activitățile tale, în timpul tău și în ritmul tău, trezește corpul tău și adu-l la nivel obișnuit de funcționare. Iar acum, mișcă degetele de la mâinile și de la picioarele tale, ridică umerii, mișcă brațele și picioarele ușor. Mai ține ochii închiși câteva momente, simte fiecare parte a corpului tău. Cu mâinile masează ușor coapsele și brațele tale. Rotește puțin capul. Iar acum trage adânc aer în piept
și lasă-ți corpul să se simtă plin de vitalitate și de energie. Iar acum deschide ochii. Deliciosa.